Continuă protestele în sănătate. Angajații de la serviciul de ambulanță Olt alături de colegii din celelalte județe din țară au ieșit astăzi în stradă. Peste 600 de persoane au participat la manifestările care au avut loc la București. Din partea sindicatului Urgența 2013 participă un număr de 5 membri, dar sunt deplasați cu mijloace proprii, cu autoturisme proprii, și din partea sindicatului Ambulanța, din câte am înțeles, sunt 8 persoane. La nivel local avem anunțul cu protestul național care e afișat în parbrizele ambulanțelor. Protestele ambulanțierilor au demarat la începutul lunii octombrie. Printre revendicări se află stoparea diminuării veniturilor lunare, a sporurilor, acordarea de tichete de masă și în 2018 și suplimentarea de personal. Ambulanțierii nu sunt de acord nici cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Noi sperăm să se rezolve favorabil cerințele noastre, deși din câte am înțeles al arter de la negocieri s-a ieșit fără niciun rezultat. În orice caz, protestele vor continua. Ministrul Sănătății le-a promis că nu vor exista scăderi salariale și că problema parcului auto va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Vreau să vă asigur că nu vor exista scăderi salariale în domeniul ambulanței. Pe de altă parte, am discutat despre problema parcului auto și vreau să vă anunț că astăzi, pe ordinea de zi, este anunțat actul normativ care reglementează achiziționarea de ambulanțe. Va porni imediat achiziția, a declarat ministrul Sănătății Florian Bodog. Sindicaliștii spun că în cazul în care promisiunile nu vor fi onorate, vor continua protestele și vor intra chiar în grevă generală.